Vladimir Putin eliminat. Vestea teribilă a venit direct din Ucraina. Are probleme cu. Este informația momentului despre Vladimir Putin. Șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Ucrainean al Apărării a dezvăluit care este vulnerabilitatea liderului de la Kremlin. Kiril Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, care a sugerat anterior că președintele rus Vladimir Putin are cancer a declarat în timpul unui interviu cu bloggerul Sergei Ivanov că dictatorul de la Kremlin are probleme cu abuzul de droguri. Vladimir Putin, probleme cu consumul de droguri Șeful g Ure a precizat că Putin are probleme cu consumul excesiv de droguri. Sper ca acest om să nu aibă prea mult de trăit, a mai spus el. Kiril Budanov a mai menționat că șeful grupării Wagner, Evgen Prigojin, poate câștiga confruntarea internă din Rusia. Comentând întrebarea dacă Vladimir Putin ar putea fi eliminat cu o tabacheră, o referire la asasinarea împăratului rus Paul I. Care a fost bătut cu o tabacheră de aur și instalarea unui nou tiran în Rusia, Kiril Budanov a spus că da.